Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața! M-au întrebat oamenii de ce în ultima perioadă facem emisiuni fără invitați în platou. Pentru că am constatat că invitații când vin în platou se inhibă. Se inhibă în marea lor majoritate și apoi este mult mai frumos să poți să ai timp să explici unele lucruri care altfel nu se pot explica într-o emisiune în direct. De obicei, invitații stând pe după colț cu fraze frumos ascunse cu răspunsurile. Ieri am vorbit despre cazul de la salvare și așa vorbind despre el, mi-a venit o idee. Haideți să vedem astăzi și vă rog frumos să rămâneți, că sunt atâtea lucruri interesante, să vedeți. Avem niște chestii foarte drăguțe, inclusiv un lucru foarte important, așa în jur de ora 9, nu știu exact cât reușesc să vorbesc până atunci, apropo de viitorul acestui prea frumos oraș numit Piatra Neamț, cândva o perlă, și ca Moldovei. Bun, haideți să vorbim astăzi despre ce mai scrie presa locală și nu numai locală, și cea centrală. Avem niște subiecte absolut delicioase. De exemplu, nu știu dacă Bogdan l-am luat pe ultima sută de metri pe colegul de la butoane, are o poză cu doamna deputat Oana Bulai. Avem o poză cu doamna deputat Oana Bulai. Nici nu s-ar putea să nu avem poze cu doamna deputat Oana Bulai, pentru că doamna deputat Oana Bulai adoră să fie în poze. Și este și normal să adore să fie în poze, pentru că, mă rog, îi stă bine, cred, în fotografii. Acum, ce să vă spun eu despre doamna deputat Oana Bulai? Scriu mai multe ziare, acelea agreate în general, de domnul Ionel Arsene, că doamna Bulai face un fel de adunare a 100 de tineri în Neptun, la vară, 4, 5 zile, 6, nu știu cât, că nu contează, că are Balta Pește, are Marea Pește, ca să spunem așa, și acolo tinerii respectivi vor fi învățați, stai să vedem dacă reușim să vedem, deci, 100 de liceeni în Roman vor beneficia de tabără gratuită la mare la Neptun. E o etapă dintr-un proiect început de Oana Bulai în urmă cu 7 ani, pe perioada pachetului de 6 nopți, 7 zile, adică la reducere, ca să fie e clar, 100 de liceeni vor merge acolo și vor beneficia de cursuri speciale de dezvoltare personală. Adică, pentru alegerea carierei, inclusiv noțiuni de business și comunicare. Acum, eu îi sugerez doamnei deputat Oana Bulai ca în aceste cursuri speciale de dezvoltare să facă și un curs special despre cum pot fi șefii ascultați în toate cele, inclusiv când tu, din postura de deputat, ales al unei comunități județene, alegi să comunici numai cu partea pe care îți dă voie șeful, pentru că așa a zis șeful. Deci cursurile acestea ar putea să fie despre cum să-l pupi pe șef în fund, în momentul în care tu, ca elev, te duci la cursuri de specializare pe comunicare. Și îl înveți așa: măi copile, tu dacă vrei să ajungi în carieră, trebuie să asculți de șeful de partid în totul. Dacă șeful de partid îți spune să-ți bagi capul într-o copcă, te duci acolo și îi prinzi cu gura și prinzi peștele și îl tragi din copcă afară. Dacă șeful de partid îți spune să stai într-un picior pe vârful Ceahlăului, cu mâinile deschise așa ca să cuprinzi orizontul, să dovedești că ai un echilibru politic perfect, te duci și stai acolo.
Dacă spune șeful de partid, n-ai voie să vorbești cu ea, tu spui, domnule, mă scuzați, știți, eu n-am voie să vorbesc cu dumneavoastră. Știți, dar și eu locuiesc în județul Neamț. Da, dar nu locuiți în județul Neamț al șefului. Deci, foarte frumos proiectul. 100 de elevi vor învăța ce înseamnă verticalitate politică, ce înseamnă să poți promova prin forțe proprii, dacă asculți de șef întru totul și când șeful îți spune să faci prostii. Primul subiect. Al doilea subiect. Ăsta a apărut în mai multe ziare, nu mai dau numele ziarilor, că n-are rost, adică na. Un al doilea subiect care eu zic că este interesant și este foarte grav, despre el mesagerul a scris de nenumărate ori, avem și o analiză a comunicatului respectiv, la vremea respectivă, făcută de colegul Cosma, este vorba despre faptul că în vestea de, mă rog, vestea, pe site-ul Vestea, a apărut un material care vorbește despre o aniversare. Cum la noi aniversările de genul acesta sunt multe, ea poate să treacă cu vederea. Este vorba despre faptul că acum un an și jumătate, deci aniversăm un an și jumătate, teoretic ar trebui să comemorăm, dar mă rog, de la momentul în care a început ancheta în urma incendiului de la spital. Deci, procurorii din cadrul parchetului de pe Înalta Curte de Casație și Justiție au spus că, domne, a început urmărirea penală după incendiul de la spital. Între timp, Dumnezeu să-i odihnească, morții sunt pomeniți de familii, mai sunt pomeniți din când în când de oameni, de presă, iar onor parchetul încă merge înainte cu noi și noi cercetări, pe noi și noi hârtii pe care le cer, pentru că nu-i așa, subiectul este delicat. De ce este delicat? Pentru că nu poți să faci abstracție de contextul în care s-a întâmplat incendiu. Vă aduceți aminte? Tocmai fusese acolo numit manager un fost candidat primar și candidat la primărie și a fost numit manager politic. Dânsul, altfel băiat de treabă și priceput în ce făcea și un om cu care puteai să stai de vorbă, a aterizat în funcția aia, vina este a lui că a acceptat-o, a aterizat în funcția aia ca drept mulțumire pentru că în campanie a trecut, a candidat pentru altcineva, nu mai are rost acum. După care a fost schimbat. Normal. Nimeni nu spune că acest lucru s-a făcut sub un alt patronaj al celui care conduce județul. Sub același un alt patronaj am avut manageri schimbați unul după altul. Bine, aici nu e vina lui. Trebuie să recunoaștem. Unii au pus ministerul în situație de starea de urgență, etc., etc. Dar sunt câțiva pe care i-a pus domnia sa. Ce noutăți pot să mai aibă să afle procurorii în afară de ce s-a aflat până acum? Că ne-au spus că a fost o lumânare, că de la lumânare, că sunt doi șeful secției ATI și încă un medic cercetați, etc., etc. Acum ce vor să mai afle în plus? Ce vor să mai afle în plus? Ați văzut ce s-a întâmplat la colectiv? O sentință extrem de ciudată. Sentință extrem de ciudată. Probabil că ne așteptăm la ceva asemănător și aici, numai că aici lucrurile sunt și mai complicate decât la colectiv. Acolo au murit mai mulți oameni, dar aici sunt mai complicate. De ce? Pentru că dacă vrei să spui, să stabilești vinovățiile, trebuie să începi din momentul în care niște secții, un spital,
puteau să funcționeze fără autorizație, fără circuite sau cu circuite făcute aiurea și alte asemenea lucruri. Să ajungi la faptul că spitalul a fost declarat COVID, spital COVID, în condițiile în care nu era pe lista de spitale COVID astăzi, să vezi ce s-a întâmplat acolo, de ce, dacă vrei cu adevărat să faci lucru. Sau te mulțumesc să spui lumânarea și atunci va fi probabil o asistentă stabilită vinovat, cum a fost și la Giulești, în incendiul de la Giulești, și în rest mergem înainte cu spitalul acesta care, vedem bine, este tot timpul în mijlocul scandalurilor. O să spună cineva acum, domnule, dar presa scrie despre scandaluri. Da, dar nu presa le face. Nu presa se ocupă de distribuit lucrurile din spital. Le primește. Scandaluri pe angajări, pe mișcări de trupe între secții, bătălia secțiilor, gărzi, alte chestii. Apropo, așa, ca într-un apropozito, vreau să vă spun că, de exemplu, aproape că nu trecea așa cu vederea, Mesagerul de Neamț dă o știre chiar în dimineața aceasta, chiar înainte de intrarea în emisiune. Ați auzit de medicul de la Botșeni, care a pus pe jar o țară întreagă, spunând că el a găsit variola maimuței la Botoșani. Ei bine, după a fost luat și propus pe internat la psihiatrie, managerul de acolo spune că, la Rădăuți, pardon, mă scuzați, acest om face tot felul de probleme de an bun, dar toată lumea l-a lăsat în pace. M-am săturat să tot aud expresia, nu ne punem cu el. Parcă am auzit expresia asta și la spital în legătură cu mai mulți medici. Nu ne punem cu el. Azi a mers prea departe. Ei bine, domnul acesta, domnul Andy Radu Agroșoaie, medic, așa, a făcut gărzi și la Piatra Neamț în perioada în care la infecțioase nu se găseau soluții pentru asigurarea gărzilor. Așa că, iar câtă nu puteam noi lipsi, nu putea spitalul lipsi, dintr-un scandăluț la nivel național. Cam asta e cu ancheta de la spital. Ea va fi tergiversată de acum înainte încă atât cât se poate, cum a fost și în cazul acela cu săraca femeie care a murit și a fost lăsată cu o zi înainte, după ce a născut perfect, totul ok, și a fost lăsată vreo 8 ore să sufere cu un puls infernal, pentru că, nu e așa, doctorul care o trata era de gardă, dar era puțin ocupat probabil cu alte lucruri și a uitat să cheme la timp un cardiolog. Când l-a chemat, cardiologul i-a dat prin telefon un tratament care s-a dovedit că trebuia asigurat de către o asistentă care avea din întâmplare ia medicamentul respectiv. Bine, tratamentul n-a făcut bine, femeia a murit, a fost dusă pe ATI. Și ce s-a întâmplat după? Cardiologul a plecat din spital, dar e bine mersi pe unde e. Domnul doctor care trata fata este doctor sau doctorand și e bine mersi. Se ocupă de reclamații la adresa spitalului, nu că n-ar trebui făcute. Deci, cam asta e cu spitalul. Să mergem mai departe. Ce mai avem noi astăzi? Vorbeam de ambulanță. Ei bine, colegul de la Atacu spune despre ambulanță și vorbește dezvoltând într-un fel. Noi n-am mai apucat, am spus doar despre familiile din ambulanță, că la Ambulanța Neamț, sindicalistul Gladior are aproape tot neamul angajat la salvare, la ambulanță. Păi de ce să nu-l angajeze? De ce să nu-l angajeze? Dacă se poate tot neamul să-l angajăm la ambulanță, de ce să nu-l angajăm? Pentru că facem parte din
toate comisiile de concurs. Și ia să vedem, nu mai stăm acum să povestim tot, cine sunt angajații lui Gladior. Alexandra Anton, fică, este economistă. Vlad Andronache, ambulanțier, fiu. Corina Andronache, noră, economist. Ambilar Uons, deci nora și fica în același serviciu la ambulanță. Roxana Cumnat, asistentă. Lică Blaga a fost cumnat, gestionar magazie. Păi ai Ruonsu, adică acolo cu angajări cu astea, ai magazia, ești lider de sindicat, Trai Nineacă. Ce vrei mai mult decât atât? Apropo, o întrebare, tot de la colegul de acolo din site. Dom'le, au fost 26 de posturi scoase la concurs. Oare s-o fi dat șpagă numai la alea 6? Sau numai la aia care au făcut reclamație s-a aflat că s-a dat șpagă? Ce ziceți, dumneavoastră? Eu zic că i-ați cinstiți restul. N-au dat șpagă viața lor, nimic. Nici nu s-au gândit că s-ar putea duce la concurs la ambulanță să-și pună problema de șpagă. Nu, șpagă nu. Da, o taxă de participare la concurs? Poate că da. Oare chiar nu este întrebat nimeni despre chestiunea asta? Așa, numai de pamplezir. Bun, dacă am vorbit de atacul, să mai anunțăm că colegul vorbește despre procurorii DNA care dau târcoale Consiliului Județean pe o lucrare, tot ceva cu un dig de apărare în captarea preotești Comuna Timișești, și în replică, într-un fel în replică, nu în ziar, ci pe pagina de Facebook, ziar Piatra Neamț vorbește despre DGASPC, unde începe să se audă clinche de cătușe. A fost un mare control la Curtea de Conturi, așa, și că cu toate intervențiile la toate nivelele, aici e o întrebare de pus, ce intervenții și la ce nivele s-ar putea face după un control la Curtea de Conturi? Nu s-au putut acoperi toate nenorocirile făcute acolo pe bani publici. Că unii munceau 14 ore pe zi, alții, un copil mânca 30 de kilograme de cartofi pe săptămână și achiziții dubioase către firma cuiva. Lucrurile astea se întâmplă la DGASPC. Ah, înainte să vorbim despre asta. Și atacul și DGPS-ul, din punctul nostru de vedere, au dreptate. Procurorii dau tăctoare Consiliului Județean și Curtea de Conturi a făcut control la DGASPC. Ca să împăcăm pe toată lumea. Dar, apropo de DGASPC, DGASPC, aici lucrurile nu sunt de aici de acolo. Lucrurile sunt din trecut. Colecția Mesagerul, știi în minte că într-un an am scris vreo 20-30 de materiale în care am luat contracte, am luat proceduri și le-am detaliat cu nume, cu firme, cu sume, cu cum se aranjau toate. Nu s-a întâmplat nimic. De ce nu s-a întâmplat nimic? Pentru că DGASPC a fost tot timpul sub căciula încăpătoare a Consiliului Județean Neamț. Cel la care dau târcoare procurorii DNA pe chestia cealaltă. Acum ceva timp în urmă, parcă mi-aduc aminte că doamna Păvăluță a fost declarată cumva, nu mai țin minte, incompatibil, în conflict de interese, ceva pe acolo, o chestie din asta, un amănunt de genul ăsta, care ar fi trebuit să ducă la schimbarea ei. A fost păstrată de pe post cu acordul larg consimțit al majorității Consiliului Județean, care n-a mai fost și al conducerii Consiliului Județean, la pixul căruia era schimbarea. Schimbarea s-a făcut într-un moment probabil potrivit, dar nu atunci când trebuia să facă.
dacă toate nenorocirile astea s-au făcut în perioada aia, sau și în perioada aia, e o problemă. E o problemă. Nu știm la cine, dar este o problemă. Deci, revenind, să salutăm cele două materiale care sunt extrem de tentante la comentarii. Bun, ce mai avem noi pe aici? Să vedem ce am mai selectat din presă ca să putem să discutăm lucruri de genul acesta. Păi, în primul rând, haideți să mergem un pic și pe la Roman. Romanul ăsta este un oraș senzațional. Se întâmplă lucruri, dar nu transpare nimic. Se inaugurează o statuie, sculptorul nu este chemat pentru că nu e așa, nu a avut nicio contribuție acolo bănească. Doar creația, dar creația n-a nicio importanță. Spune tot vestea. Dar în Roman se întâmplă și alte lucruri. Așa, aproape pe neavăzutelea pentru noi de la Piatra Neamț. Pentru că, de exemplu, la Piatra Neamț nu se comunică dinspre Roma spre Piatra aproape nimic la presă, pentru că nu-i așa, nu-i interesează. Dar, pe la sfârșitul lunii trecute, domn primar, să trăiască, domnul Achiriloae, s-a supărat că nu-i trecea o listă cu investiții care în mod normal ar fi trebuit să-i treacă și ce a făcut el, cum a negociat el, domnul Leoreanu, cine conduce primăria aia, că nu mai știm exact. Așa? Au pus din nou la vot și a trecut. Bine, cu vot secret, pe altfel nu putea să treacă, că n-avea majoritate de la partidul lui și de la cei cu care Cică este aliat. Și tot atunci a fost trecut pe linie moartă domnul Samson, viceprimarul USR, care domn Samson s-a trezit fără atribuții. Lucru care poate ar trebui să întâmple și în alte municipii din când în când, când unii nu-și fac treaba pe atribuțiile care le au sau își depășesc atribuțiile și fac tâmpenii. De ce am scos acest subiect în discuție? Pentru că domnul Samson este de la USR și a venit călare pe un cal alb că va face, va schimba și va întoarce lucruri în Roman. După care totul s-a pentru că nu e așa, când intri în administrație, trebuie să te supui regulilor. Chestiunea este în felul următor, că, de exemplu, ziarul de Roman, sub semnătura doamnei Claudia Matei, spune că s-a jucat la un nivel înalt politică, s-a jucat pe mize imense. Marele pierzător a fost de data aceasta vicepele Samson, pe care, pe lângă faptul că a pierdut controlul asupra trei direcții pe care le coordona, a fost făcut de toată ocara. Dacă până acum primarul a fost elegant, în ședința de joi a răpufnit și a demonstrat celui care l-a secundat până acum în politică și că politica și administrația nu sunt pentru amatori. Realistic vorbind, totul a fost orchestrat de mai sus din roic din biroul președintelor organizației locale de partid și până la urmă rezultatul contează. Președintele organizației locale de partid este să trăiți, domnule Oreanu, să trăiți încă o dată, că trebuiți la Roman. Nu știu dacă ne trebuiți și nouă, dar la Roman sigur trebuiți, pentru că fără dumneavoastră, iată, nu trecea proiectul acesta de investiții. Dar măcar domnul Leoreanu trăiește, există, face treburi. Noi avem oameni din lumea celor care nu cuvântă mai mult prin zona noastră. Oameni care cuvântă doar dacă șeful ridică degetul. Și atunci pot cuvânta și domniile lor. Sau care, cum spuneam la începutul emisiunii, se ocupă de învățat elevii cum să stea, să fie demn, corecți,
să fie adevărați politicieni, cu condiția să ia aminte la ce a făcut cea care îi duce la mare, doamna Oana Bulai. La tot ce a făcut doamna Ana Bulai. Bun. Și acum un subiect care necesită, oameni buni, două telefoane. Vă interesează pe toți cei din Piatra Neam și nu știu de ce am eu senzația că în curând o să intereseze și oameni de prin alte zone. În această dimineață, eu acum sunt obligat să răspund și la niște chestiuni în timpul emisiunii. În această dimineață am primit pe prea frumosul mail al redacției niște proiecte de hotărâri ale municipiului Piatra Neamț, proiecte înaintate consilierilor pentru analiză și vot. Mă scuzați că am pus și cuvântul analiză în această discuție, pentru vot. Proiectul de hotărâre numărul 22 privind aprobarea contractării unor finanțări nerambursabile, țineți-vă bine, prin emisiune de obligațiuni municipale în scopul refinanțării datoriei publice a locale, a municipiului Piatra Neamț și pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Și aici, înainte de a lua legătura cu cei care ne pot explica ce și cum, vreau să spun două lucruri. Deci, refinanțăm datoria publică locală a municipiului printr-o emisiune de obligațiuni municipale, care înseamnă tot un împrumut, dar de alt tip, cu costuri probabil mai reduse, și pentru a finanța cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, adică cheltuielile pe care le plătim și, am văzut, rog, responsabilii din primărie să vadă cuvântul și din cauza tâmpenilor, prostiilor și incompetențelor celor care au făcut proiectele și studiile de prefezabilitate și ce ori mai fi fost pe acolo, care sunt de milioane. Deci, practic, facem un împrumut ca să acoperim, în sensul bun al lucrurilor, n-am spus aici în sensul rău, prostiile făcute cu banii împrumutați înainte și să refinanțăm prostiile făcute de cei care au făcut proiectele care trebuie duse la îndeplinire de acum încolo. Deci, oameni buni, asta e. Nu critic deloc ideea unei emisiuni. Din ce știu eu, așa, costurile sunt mai mici ca la un împrumut. Acum, mai sunt niște chestiuni care trebuie discutate și de aceea o să încerc, nu ascund că l-am sunat înainte pentru a-l putea avea în emisiune, pe domnul primar, i-am spus că în jur de ora 9, este 8:59 de minute, până se face legătura, probabil că se face ora 9 și ne-am ținut de cuvânt să sunăm la ora la care am spus. Alo. Bună dimineața, domnul primar! Bună dimineața, domnul Baranescu! Bună dimineața dumneavoastră și tuturor celor care vă urmăresc! Domnul primar, am primit în această dimineață proiectul de hotărâre numărul 22 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune de obligațiuni municipale. În primul rând, vreau să spun, cred că este o premieră la Piatra Neamț, nu? E o premieră cu siguranță la Piatra Neamț și este un instrument foarte puțin uzitat la nivel național, dacă vreți. De ce, domn primar? De ce e uzitat puțin? Pentru că în afară, mă scuzați, în afară vedem în mod curent cum municipalități emit obligațiuni locale pentru a-și finanța investițiile. În primul rând, pentru că chiar dacă este un instrument puternic și e foarte eficient și mai puțin costisitor,
Totuși este un instrument care necesită foarte mult muncă și nu se întâmplă imediat. De exemplu, noi acum, dacă tot calendarul decurge conform planului, vom putea folosi banii abia în luna ianuarie-februarie anului viitor. Adică abia atunci vom putea închide povestea cu cele două credite la BCR. Am înțeles. Bun. Deci, haideți, explicați-ne un pic de ce ați ales această modalitate și nu aceea unui împrumut. S-a mai discutat despre împrumut, despre negocieri cu banca, despre lucruri de genul acesta. Înainte aș vrea să precizez că contractarea, eu citesc din proiectul de hotărâre, e legată de creditele luate în 2005-2007. Deci legătura este cu aceste credite. Da, am să vă spun și ce facem practic cu acele bani. Deci noi astăzi plătim prin aceste două credite, plătim costitul și toaletatul din 2005-2007. Adică am făcut credit ca să îmbrăcăm copilul cu haine scumpe și acum când îl trimitem la facultate, îl trimitem cu haine rupte și abia ne chinuim să plătim ce aveam din urmă. Domnul primar, mă scuzați, apropo... Domnul primar, îmi place foarte mult comparația asta cu hainele rupte ale copilului. Acum, întrebarea mea este retorică, mă scuzați că v-am întrebat, oare cine are hainele întregi de pe folosirea acestor credite într-un mod stupid, prostesc și direct interesat? Deci, da, trecem. Este, din punctul meu de vedere, este iresponsabil felul în care au făcut aceste credite pentru toaletat posit și pentru niște centrale termice care nu au funcționat nicio secundă, dar asta este. Noi suntem astăzi să căutăm soluții și le-am găsit și le lucrăm de câteva luni bune, dar și am ales soluția obligațiunilor pentru că este un instrument foarte modern și eficient, atât din punct de vedere al costurilor, cât mai ales din punct de vedere al promovării. Pentru că despre Piatra Neamț vor vorbi mari investitori din Europa și eu zic că este o ocazie foarte bună să se audă despre oraș ca folosind un instrument de creditare cât se poate de competitiv. În al doilea rând este oportun acest moment din cauza următorului fapt. De un an și jumătate ne-am străduit să ținem, să ajungem la un nivel de stabilitate financiară cu care orașul nu s-a, de care orașul nu a mai beneficiat de peste 15 ani. Avem un grad de îndatorare de sub 23% și niște cifre, un excedent bugetar anul trecut de peste 21 de milioane de lei, cu care nici nu ne dorim să ne mai confruntăm, pentru că am ținut acest excedent special pentru a putea implementa fără piedici proiectele cu proiectele europene, proiectele mari. Este un instrument destul de rar folosit, mai ales la nivel național. Sunt doar puține orașe care le folosesc. De exemplu, Alba Iulia a făcut vreo 7 emisiuni de obligațiuni pentru a susține investiții mari din proiecte europene, nu pentru a acoperi refinanțare. Dar de ce am ales să facem acest lucru și în acest fel? Pentru că nu putem să... Noi trebuie să permitem acestui oraș să respire, să se dezvolte în ritm sau măcar într-un ritm comparabil cu al marilor orașe performante din România. Ori plătind peste 50 de milioane de lei în fiecare an pentru ceva ce nu ne generează deloc valoare adăugată și care pune o presiune financiară enormă pe oraș, noi trebuie să renunțăm în fiecare lună, practic, la niște investiții care să facă din orașul ăsta unul mai respirabil, unul mai atractiv și unul în care să se facă investiții pe care să clădim pas cu pas, lună de lună. E o ocazie așadar de promovare. Am înțeles. E o ocazie așadar de a nu mai plăti niște rate în fiecare lună, ci practic împingem, oferim șansa unor investiții timp de 10 ani, fără presiunea acestei datorii enorme și acestei poveri pe fiecare buget în parte. Practic, peste 10 ani vom face o refinanțare, vom face o nouă emisiune de obligațiuni
și astfel împingem această datorie, împingem pentru 10-20 de ani, iar această sumă de 100 de milioane nu va mai însemna nici 5% din bugetul local, pentru că bugetul va crește, va fi în continuă dezvoltare, pentru că aceste investiții vor genera noi oportunități și noi avantaje și implicit o creștere, un spor anual la fiecare, în fiecare buget anual. Domnul primar, eu aș vrea să fac două, trei remarci și am o rugăminte. Dacă aș putea să iau legătura cu cineva din zona primăriei care să ne explice un pic ce presupune tehnic această obligațiune de emisiuni. Dacă îmi sugerați un... De obligațiuni. Da, alăturare. Da, mă rog. Dacă îmi sugerați un nume cu care să iau legătura. Sigur. Vă rog să-l contactați pe consilierul meu pe problematici fiscale și economice, pe domnul Sorin Potolea. Mă gândeam eu că este vorba de domnia sa și înainte de a ne lua rămas bun, vreau să fac două precizări apropo de ce ați spus dumneavoastră. Înțeleg că peste 10 ani vă gândiți la o nouă emisiune, deci vă vedeți tot primar la Piatra Neamț, ceea ce este un lucru, deci este un lucru de admirat. Planurile pe termen lung sunt foarte bune. Și doi, am eu o mică virgulă. Este într-adevăr o posibilitate de promovare al orașului cu amendamentul ca cei care vor să ia aceste obligațiuni, să nu se uite pentru ce au fost folosiți banii împrumutați în 2005-2007, după aia să întrebe dacă mai sunt cumva aceiași funcționari în primărie. Domnul Bălănescu, asta este o istorie. Până la urmă noi facem acest împrumut doar pentru ne permite să dezvoltăm orașul așa cum trebuie și să canalizăm resursele actuale către proiecte ale momentului, nu către proiecte ale trecutului. Am înțeles. Despre asta este vorba. Vă mulțumesc tare mult și... Da, mă văd primar și peste 10 ani. Asta trebuie. Eu îmi imaginez că eu îmi pun proiectele și viziunea într-un orizont. Asta este o știre. Asta este o știre. Așa aveam și pus în gând candidez la primăria Piatra Neamț. Recunosc că într-un an se pot face mult mai puține lucruri decât îți prognozezi. Într-un mandat. Mai ales românii. Da. Avem tendința de a ne pune toate resursele, toate bagajele într-un singur coș. Vai, ce o să fac eu noaptea de Reveron, dacă se poate, ce o să fac eu anul viitor, o să rup munții și după 6 luni te demotivezi și nu mai faci nimic tot anul. Asta e cu cura de slăbire a fiecăruia după noaptea de Reveron. Da. Noi trebuie să... Gândirea pe termen lung este cea care îți dă șansele să-ți împlinești într-adevăr țintele și obiectivele asumate. Mulțumesc, am a doua știre. Astăzi Andrei Carabela își dorește cel puțin încă 2 mandate. O să iau legătura cu domnul Potolea dacă domnia sa este disponibil. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru intervenție. Eu vă mulțumesc, numai bine. Deci avem o știre în plus. Vezi, de asta este bine din când în când să stai de vorbă cu oameni în direct, pentru că atunci apar tot felul de lucruri noi. Haideți să vedem dacă domnul Sorin Potolea îl putem contacta la numerele pe care le am eu. Dacă reușesc, ar fi senzațional. Bună dimineața, domnul Sorin Potolea! Bună dimineața! Îmi cer scuze de deranj, am vorbit cu domnul primar Carabela și aș vrea să discutăm un pic despre emisiunea de obligațiuni municipale. Adică, deci, domnul Carabela ne-a spus cam despre ce este vorba, unde va fi folosită, dar, de exemplu, cum va funcționa ea? Va fi pe bursă? Cum va fi? Cine se ocupă de implementarea acestei emisiuni? Da, vă salut în primul rând pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Piața în domeniul obligațiunilor e destul de bine reglementată și nu vom fi singuri pe acest parcurs.
În principiu, va fi nevoie de o firmă specializată în asemenea tipuri de obligațiuni. Domnul primar va fi mandatat, sigur, dacă hotărârea de Consiliu va fi aprobată, va fi mandatat să identificăm o firmă specializată în asemenea emiteri de obligațiuni și în momentul în care vom avea un contract încheiat, vom demara efectiv toate etapele de pregătire, negociere, subscriere și tot ce e nevoie. Deci în momentul ăsta este prematur să discutăm despre cum va arăta această... Nu. Noi în principiu știm ce vrem, numai că nu putem face doar cu specialiștii din cadrul primăriei. Piața fiind transparentă și reglementată, nu avem dreptul să facem singur acest proces. Dar în principiu noi vom fi cei care vom pune condițiile, ceilalți doar ne asistă în a avea transparență și a participa în tot procesul cu reglementările la zi. Deci, aceste obligațiuni vor fi, hai să vorbesc eu în limbajul ăla simplu, vor fi scoase la, nu știu, un fel de, ele vor avea o valoare fixă? Vor fi scoase pe bursă, ea va fi ofertă publică pe bursă. Ofertă publică pe bursă. Și bursa va stabili, deci ea pleacă cu un preț, nu? Cu o valoare. Și se va stabili pe bursă până la urmă cum un preț de vânzare sau nu, cum? Nu. Valoarea, sunt două etape aici. Valoarea inițială va fi valoarea stabilită de noi. Ce va stabili bursa? Va stabili dobânda. Adică noi vom stabili un interval de dobândă în care se va face subscrierea. Sperăm nu mai mult de 3%. Și bursa ne va ajuta să stabilim câți din cei care vor subscrie se vor încadra în ceea ce am cerut noi. Am înțeles. Va putea să subscrie orice jucător de pe bursă, nu? Sigur. Iar la final, bursa va stabili dacă dobânda va fi acceptată și undeva spre 3%, să zicem, el va fi un interval stabilit. Dacă dobânda respectivă se va regăsi în dreptul celui care a subscris, atunci obligațiunile lui vor fi acceptate. Am înțeles. Ce se întâmplă? Ulterior, asta e a doua etapă. Ulterior, aceste obligațiuni, deci tot prin intermediul bursei, vor putea fi tranzacționate. Adică ele au în momentul ăsta, vor avea scadență 8, 9, 10 ani, dar dacă cineva va vrea să-și ia banii mai devreme cu costurile aferente, mai sus sau mai jos, în funcție de cum va arăta bursa la momentul respectiv, va putea face lucrul ăsta ulterior, după ce facem prima etapă. Ați anticipat întrebarea. Bine. Din punctul dumneavoastră de vedere, specialist, ați lucrat în bănci atâția ani, credeți în succesul acestei obligațiuni? Adică va atrage investitori pe bursă? Cred, pentru că în momentul ăsta există, așa, cu ghilimele de rigoare, turme de bani în zona cel puțin euro. Noi fiind piață emergentă, mă rog, e un termen poate puțin mai puțin cunoscut de telespectatori, dar asta ce înseamnă? Că există posibilitatea și unor investitori străini să plaseze în obligațiunile noastre, iar în momentul ăsta sunt turme de bani la nivel internațional, în special fonduri de pensii, care sunt sancționate cu dobânzi negative. Deci clar vor avea interesul să placeze într-o dobândă pozitivă pe euro, într-o piață stabilă. România deocamdată e o piață stabilă considerată. E nevoie, înainte de a lansa această obligațiune, de un, nu știu cum să-l numesc eu, un audit la nivelul... Obligator. Deci este nevoie de un audit. Obligatoriu, acea firmă de consultanță ne va ajuta să facem un contract de rating cu o agenție specializată din cele cunoscute, Moody's, Fitch, care va fi agreată, vom vedea, și va și conta în sensul că vom avea un certificat de încredere în fața investitorilor. Acum tot apelez tot la experiența dumneavoastră. Un asemenea audit făcut la modul serios, credeți că va duce la un rating cât de cât acceptabil în momentul acesta? Nu putem anticipa, dar ele sunt etape în derularea... Am înțeles asta.
Putem să o facem și fără acel rating, dar șansele de succes pentru emisiunea de obligațiuni poate fi, pot fi scăzute. De altă parte, suma în sine, undeva în echivalentul a vreo 16 milioane de euro, pentru bursa de valori nu reprezintă o sumă și un risc atât de mare ca și, să zicem, plasament. Deci nu sunt tranzacții prea riscante și prea voluminoase. Deci au fost recent, dacă ați văzut pe București, au fost undeva 500 de milioane de ron, undeva la nivel la 100 de milioane de euro. Deci investiții și plasamente mult mai mari. Am înțeles. E adevărat, București e București. Asta vreau să vă spun. București e București. Bine, nu cred că din punct de vedere financiar Bucureștiul, raportat la mărimea orașului și la ce este acolo, stă mult mai bine. Vorbesc acum de primăria generală, nu de primăriile de sector față de noi, dar mă rog, asta e. Vă mulțumesc pentru intervenție. Cred că va fi necesar să mai discutăm pe măsură ce lucrurile avansează în domeniul acesta. Să discutăm, eu m-aș fi gândit inclusiv, nu știu financiar dacă este posibil, ca o parte din aceste obligațiuni, deci din aceste obligațiuni, să fie posibil să fie cumpărate și la fel ca la trezorerie și de oamenii din Piatra Neamț, care nu știu câți dintre ei sunt jucători pe bursă. Dar nu mă pricep și nu vreau să-mi dau. Piața va fi deschisă, vom face publicitate atât pe media națională cât și media, pentru că marea problema acestei obligațiuni, cum spuneați și dumneavoastră, e în primul rând șansa de succes, adică subscrierea la final. Și dacă nu vom avea publicitate suficientă și calculul făcut în așa fel încât să poată participa cât mai mulți investitori, dar și cu o dobândă confortabilă pentru noi, atunci riscăm să nu aibă succes. Pe de altă parte, avem confortul finanțării BCR în momentul ăsta, adică nu există, să zicem, o problemă de risc de... Am înțeles. Mai degrabă e o prelungire a finanțării pe care o avem în momentul ăsta la BCR pe o perioadă mai lungă de timp. Da, eu vă mulțumesc pentru participare. Aș vrea să spun că eu nu mă tem că nu vor fi investitori, eu mă tem că dacă va veni doar unul singur și va dicta condițiile. Asta este teama mea. Asta este noutatea. Noi vom merge pe un model de licitație olandeză, mă rog, așa e considerat, așa e denumit în termeni tehnici, care nu va permite unui singur investitor să cumpere tot dacă vor exista oferte sub dobânda anunțată de el. Asta va fi un fel de licitație pe dobândă. Vedeți, uite, așa am ajuns la un lucru important. Asta era un lucru important de spus. Că nu va putea să cumpere un investitor dacă vor exista oferte sub dobânda pe care acesta o oferă. Vă mulțumesc mult, o zi frumoasă, numai bine. Auzim de bine. Doamne ajută. Deci, oameni buni, vom avea cel mai probabil o refinanțare a împrumuturilor prostești. Nu, poate împrumuturile nu au fost prostești. Modul în care s-au cheltuit banii a fost foarte atent monitorizat ca ele să nu producă lucruri bune pentru oraș, în schimb să producă profit pentru anumite persoane. Deci, vom avea o emisiune de obligațiuni municipale. Dacă vreți să participați, înscrieți-vă și jucați pe bursă, nu e așa? Chiar este un moment potrivit să te înscrii pe bursă în condițiile în care, atenție mare, liderii coaliției de guvernare, domnul Ciolacu, dacă l-avem acolo, eventual și cu domnul Ciucă, anunță lansarea unui nou pachet de măsuri sociale și economice în valoare de 1,1 miliarde de lei. Și acum, să vedem ce ne ajută guvernul pre noi, nenorociții acestei țări, ca să spunem așa. De exemplu,
companiile care se confruntă cu dificultăți financiare din cauza crizelor multiple din ultima perioadă pot să-și amâne ratele la bancă cu 9 luni. Este un ajutor. La fel, cred că și cetățenii își pot amâna ratele la bancă cu 9 luni, spune Onor Guvernul. Este o măsură. După aceea, asta este o măsură bună. Acordarea unui sprijin unic de 700 de lei pentru toți pensionarii cu pensii sub 2000 de lei. Bref, fac o paranteză. Cunosc cel puțin 10 cazuri de miliardari, milionari, hai să spunem, care în viața lor au avut și au încă companii care produc milioane și au pensia sub 2000, pensionari și au sub 2000 de lei pensie, pentru că au lucrat cu salariu minim pe economie și au preferat, decât să plătească impozit pe salar, 40 și ceva la sută, să plătească impozit pe dividende, 16 plus, parcă 5. Deci 21 sau pe acolo. Da, guvernul în marea lui generozitate dă la toată lumea acest 700 de lei, pentru că asta e legea, așa vor să o facă. După care mai aflăm că cei din guvern s-au gândit la categoria cea mai lovită de scumpiri, cea mai, cum să vă spun eu, oamenii cei mai nenorociți. I-a ajutat guvernul până acum, e adevărat, și cu vouchere, și cu bonuri de vacanță, și cu... Și acum s-a gândit așa, să mai dea un sfert din diferența de salariu în conformitate cu legea salarizării unitare cuvenită salariaților din sistemul public. Adică, dacă ei au dat o lege, nu mai știu când, și spuneau, salariul unui angajat din sistemul public până în 2025 trebuie să ajungă, 22-23, trebuie să ajungă la 100 de milioane și n-a ajuns la 100 de milioane, doar la 80 de milioane. Doar la 80 de milioane. Vă dați seama, cum trăiești cu 80 de milioane pe lună în aceste vremuri de criză? Mai ales dacă ești tu, soț, soție, copil, angajați toți acolo. Ai bine, nu cu 80, dar media să fie de 80 de milioane pe lună la cei 3. Deci 3 ori 8, 24, 240 de milioane. Cum se lucrează? Și atunci a stat în marea lui grijă față de aceste categorii sociale, a zis, domne, hai să le dăm un sfert din această diferență de salariu. Nu se spune cum, odată, în fiecare lună, dar o să vedem norme de aplicare, niciun fel de problemă. Deci, firmele, dacă au împrumuturi la bănci, li se amână cu 9 luni de zile plata împrumuturilor. În rest, să se descurce tâmpiția care angajează la privat. Eu aș propune o naționalizare nouă și o cooperativizare, să aibă statul tot. Și atunci să trăim cu toți, trai nimeacă pe banii lui pe banii Ciolacului sau Ciucului, sau, mă rog. Apropo de asta, domne, cât am mai vorbit astăzi. Nu mai spate. Apropo de asta, mai avem o problemuță. Apropo de bogații și săracii acestei țări. L-am văzut pe tovarășul Ciolacu, care ne-a spus așa, dom'le, trebuie schimbat impozitarea de la cotă unică la cotă progresivă. Cine câștigă mai mult, să plătească mai mult. Nu se poate, dom'le, să luăm la toți așa. Cine o spune? O spune șeful unui partid social-democrat, în care liderii partidului sunt marea lor majoritate miliardari. Oameni care au firme direct sau pe numele mătușii, trăiască Tamara, pe numele nevestelor, amantelor, nu mai le știm pe toate după nume, na, copiilor, care, de exemplu, dacă te duci în parcarea de la pe Chiselev, parcă e PSD-ul, te duci acolo, zici că ești în Bulgaria, dacă te uiți la mașini. Că parcul auto parcă e înmatriculat în Bulgaria, ca să nu plătească taxe la statul român. Și asigurări.
și alte chestii de genul ăsta, mărunte. Păi, ce să vă mai spun eu? Măsurile social-democrate, măsurile social-democrate sunt promovate de un ministru liberal, prim-ministru liberal. Iar dacă te uiți la liberali, de exemplu, domnul, na, pentru mine domnul Orban încă a rămas acolo la liberali. Domnul Orban n-a condus o firmă în viața lui. Domnul Ciucă a condus domnul Cîțu a condus mașina în America și l-au arestat ea că era puțin pilit. N-a condus o firmă, l-a condus ministere, a condus guverne. Deci experiență de management real, ioc. Și atunci ne mirăm când pachetele de astea sociale dispar angajații firmelor private. Că nu, dar noi am ajutat firmele. Da, e adevărat. După ce le-ați închis orice cale de dezvoltare pe timpul pandemiei. Așa că țineți minte reclama aia pe care o făcea FNI-ul cu domnul Vântu când lua banii românilor, spunea că investește și scoate bani din piatră seacă. Dormiți liniștiți. Statul veghează la bunăstarea voastră. A, că bunăstarea asta, ce, mai închis? Mai scos? Nu mai scos. De statul veghează la bunăstarea, că bunăstarea asta se vede de sus în jos, nu de jos în sus, sau măcar la mijloc. E o cu totul și cu totul altă poveste. Hai să fiți sănătoși, haideți să fim sănătoși. Nu uitați, sunteți pe cont propriu, așa că descurcați-vă fiecare cum puteți și mai ales nu vă îmbolnăviți în România. Că cine știe pe mâinile cui ajungeți. Sănătate!